Hristos vine în lume pentru a ne grăi în modul cel mai copleșitor, frumos copleșitor cu putință, despre dragostea care se jertfește. El a venit în lume pentru a deschide o cale. Eu sunt calea, spune el. Asta indică necesitatea hristificării noastre. Noi avem chipul lui Dumnezeu în noi, echipamentul nostru ontologic conține chipul lui Dumnezeu în noi, care se traduce, așa cum știm, prin faptul că suntem ființe libere, cu voință liberă, cu liber arbitru, cu rațiune, cu sentimente, capabili de reflecție, inclusiv asupra propriei morți, capabili de sens, capabili de dialog, ca persoane suntem ființe dialogale. În toate acestea este chipul lui Dumnezeu în noi. Suntem persoane create după chipul lui, dar avem ca destinație finală asemănarea cu el. Ori asemănarea cu Dumnezeu se traduce prin purificarea noastră permanentă, ascensională, se traduce prin faptul că Hristos devenind modelul suprem al umanității, apropierea de el înseamnă asemănarea cu el în ce? În sfințenie, care înseamnă curățenie, curăția inimii, înseamnă puritate, înseamnă bunătate, absolute, fără limite.